Este scris, cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat, preamărit să fie Dumnezeu. De ce să zică? Sunt mai multe motive. Unul dintre ele este chiar subiectul lecției noastre, a doua din psalmii lui Asaf, intitulată Oameni care uită pe Dumnezeu. De-a lungul istoriei s-au sesizat pentru cei care cercetează mai multe situații diferite de îndepărtarea oamenilor de Dumnezeu, de pierdere a cunoștinței de Dumnezeu și ruperea relației cu El și alte situații bune de data aceasta de apropiere de Dumnezeu, de refacere a părtășiei cu Domnul. În Romani, capitolul 1, Apostolul Pavel, vorbind despre evoluția spirituală a umanității, scria, citesc versetele 21 și 28 mai întâi, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, oamenii la începutul istoriei sau alte popoare care au avut cunoștință de Dumnezeu, au comis câteva greșeli, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Deci, mai întâi le-a fost afectată mintea. Au fost și situații și sunt de apropiere de Domnul, cum citim de la versetul 16, lucrare în care era angajat Apostolul Pavel, când zice că și mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea de mântuire a fiecăruia care crede, fie a iudeului, fie a grecului, deoarece ne-a este descoperit o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Dar să vedem cum funcționează mintea omului care cunoaște pe Dumnezeu și ce se poate întâmpla în cazul uitării de Dumnezeu. Ce face Dumnezeu în asemenea situație? O întrebare la care se merită să aflăm răspunsul din psalmii lui Asaf și din alte părți ale Scripturii, dar în prim plan din ceea ce Asaf a înțeles prin Duhul și a scris. Iată ce a zis și un alt profet, citesc din 2 Cronici, capitolul 15, versetul 2. Un cuvânt din partea Domnului, când Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: ascultați-mă, Asa și Teotuda și Beniamin. Și iată câteva reguli, am spune. Domnul este cu voi când sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Să mai citim și din cartea profetului Ieremia, capitolul 5 și apoi din capitolul 8, pentru a vedea cum din nou profetul vorbește din partea Domnului despre poporul care se îndepărta de Domnul, uitând, nemaiaducându-și aminte de lucrările Domnului, de legea Lui. Capitolul 5, de la versetul 1. Cutreierați uliul Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care se țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul. Sau tot de aici, versetul 7. Cum să te ierzi, zice Domnul? Copiii tăi m-au părăsit. Jură pe alți dumnezei care n-au ființă și după ce le-am primit jurămintele, se dedau la prea curvie și aleargă o grămadă la casa curvei. Stări pe care le vom vedea descrise pe larg în psalmii lui Asaf. Dar tot în introducere mai citim de aici din capitolul 8, de la versetul 4. Spune-le, așa vorbește Domnul, cine cade și nu se mai scoală? Sau cine se abate fără să se întoarcă iarăși? Deci ispite pot să apară, dar să uiți de Dumnezeu, asta e ceva grav. Pentru ce dar poporul acesta Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri, stăruiesc în înșelătorie și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu?
căci eu sunt colarea minte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui, niciunul se căiește de răutatea lui și nu zice ce am făcut, ci toți își încep din nou alergarea ca un cal care se aruncă în luptă. Și Domnul dă ca exemplu cocostârcul, turturiaua, cocorul, care își păzește vremea. Și apoi zice, dar poporul meu nu cunoaște legea Domnului. Să sesizăm într-o primă parte, așadar, cum pot oamenii să uite pe Dumnezeu? Pentru că memoria noastră nu poate să rețină tot ca un computer și să nu se șteargă nimic, deși chiar și un computer are o limită la memorie, dar a-L uita pe Dumnezeu, lucrările sfinte, asta nu înseamnă o uitare oarecare. Asta are anumite cauze, atitudini, efecte. Să sesizăm cum ispitirile din partea diavolului și slăbiciunea noastră omenească se constituie într-o cauză de fond, pentru că în contextul nostru terestru, a naturii noastre căzute în păcat, dobândite de la protopărinții noștri, în starea noastră în care poftele ne fac foarte vulnerabile și ispitele ating exact poftele pe care diavolul știe că le avem sau care sunt mai sensibile în viața noastră. Și de starea aceasta trebuie să fie conștient oricare om. Iată ce citim în Psalmul 50, mai întâi, versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Așa e că uităm să mulțumim lui Dumnezeu mereu. Copiii mici poate n-au învățat, noi uităm. Și am citit din Roman 1 că oamenii, una dintre greșeli ce au comis-o, nu i-au mulțumit lui Dumnezeu în mod constant, regulat. Și cel ce veghează asupra căii lui, aceluia-i vor arăta mântuirea lui Dumnezeu. Deci, neveghind, înregistrăm un fenomen de uitare. Sau, spune în Psalmul 73, versetul 2, tot psalm al lui Asaf, totuși, era să mi se îndoaie piciorul, erau să-mi alunece pași. Sau și mai clar, Psalmul 78, versetul 8, unde Domnul sfătuiește o nouă generație să nu fie ca părinții lor, un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare, adică stabilă, constantă, și a cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Tot de aici citim și versetul 37. Inima lor nu era tare față de el și nu erau credincioși legământului său. Frecvent în Israel, generații la rând, uitau pe Dumnezeu, nu rămâneau statornici și credincioși înaintea Domnului. De ce? Fiindcă omul este slab. Dacă studiem istoria unor împărați din Vechiul Testament, vedem că ei și-au propus să fie credincioși Domnului. Dar au venit căpetenile și i-au înduplecat, pe altul l-a dus de minte și l-a tras cu șiretlicul ei, poate femeia, pe altul vreun prieten. Și toate acestea cu ajutorul ispitelor și a poftelor care se luptă în mădularele noastre. De aceea firea pământească trebuie ținută sub control, căci omul nu poate să slujească la doi stăpâni. Să nu uităm versetele din Iacov, capitolul 1, unde este descrisă, dacă vreți, starea de ispită, cum se manifestă în fiecare om. Iacov 1 cu 13 la 15. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Deci el nu este cauza niciunui rău. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și el însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit și este fiecare. Dar cum? Când este atras de pofta lui însuși și momit, adică păcălit, înșelat, dar nu fără poftă. Apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. De aceea, să nu uităm că Domnul ne-a dat prin Duhul
înfrânarea poftelor, ca să ne putem stăpâni, controla, să avem stabilitate în lucrurile sfinte. Pentru că aceste slăbiciuni, odată instalate, se dezvoltă, se extind ca și un virus și omul ajunge să fie afectat din ce în ce mai mult. O simplă ispită, o poftă doar dacă o lași, chiar și pofta de mâncare necontrolată suficient, te poate duce la o stare despre care Domnul spunea că îngreunează inima și te face să nu mai te gândești la venirea Domnului, la lucrurile sfinte, uiți, pierzi din vedere obiectivul vieții tale spirituale. Tot în psalmul lui Asaf, psalmul 50, citim de la versetul 18, cum omul ajunge atras de o ispită sau alta și foarte afectat. Dacă vezi pe un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvare. Aici scrie foarte pe scurt, dar noi din Proverbe 1 și 2 știm cum ajunge omul să se însoțească cu un hoț, să se unească cu preacurvare. Cum scrie în Proverbe 1? Dacă îți va zice cineva, vino cu noi. Uite, o să ai și tu niște bani și lăcomia pofta de a avea ceva, de a-ți face ceva, te face să te lași prins în acest anturaj sau alții pe baza poftilor trupului se lasă prins într-un anturaj cu oamenii imorali și ispita se instalează. Și cele sfinte se uită și cele rele se adună. Tot din psalmele Asaf citim din 78, versetele 17 și 18. Dar ei n-au încetat să păcătuiască împotriva lui. Deci, odată ce omul se abate, se rătăcește, continuă să păcătuiască într-un mod din ce în ce mai agravant. N-au încetat să se răzvrătească împotriva celui prea înalt în pustie. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor. Și pentru un asemenea păcat, doar pentru a cere mâncare, da, pentru că asta a dus la stări de necredință, de sesizări grosolane, a spune, la adresa lui Moise și a lui Dumnezeu. Și astfel omul prins de diferite stări de păcat ajunge să uite pe Dumnezeu. Mi-au povestit niște frați un caz și apoi am ajuns să cunosc acea persoană, când un băiat la vârsta 12-13 ani era nelipsit de la adunare, tata lui slujitor, și cunoștea Biblia foarte bine, dar treptat s-a lăsat prins de pofte când a venit adolescența cu ispite mai mari, apoi tinerețe, a ajuns un om imoral, s-a îndepărtat de biserică, a ajuns un om foarte stricat și nu numai că nu mai practica lucrurile sfinte, dar efectiv uitase și ceea ce cunoscuse despre Dumnezeu din Scriptură. Pentru că mintea, lăsată doar la capacitatea ei umană naturală, după cum ați uitat, știu eu câte noțiuni ați învățat la școală, că dacă acum ar fi să vă dea cineva un extemporal cu o materie ce ați învățat-o în clasa a șaptea, oare cât și ce notă ar mai lua de trecere? Deci mintea noastră pierde aceste noțiuni sfinte, însă ele se pierd pe fondul ispitelor, a poftelor, a păcatelor. Domnul să ne ajute să veghem și să îi mulțumim Domnului cu toată inima. Apar și alte efecte. Omul are anumite atitudini în starea de îndepărtare și de uitare de Dumnezeu. Și vă rog să rețineți că potrivit cu libertatea pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor, El permite omului să se îndepărteze de El. Ba încă, vom vedea din ceea ce citim, din Psalmul 50, versetul 21, că pentru o vreme, cel puțin, Dumnezeu tace.
Dacă ar fi să sune un clopoțel și să cânte un cocoș la fiecare ispită, poate că ne-am trezit mai repede, dar nici la Petru n-a cântat cocoșul la prima vorbă spusă. De-abia după ce s-a încheiat vremea de ispită, și pe când și-a dat seama era târziu, scrie așadar în Psalmul 50:21, iată ce ai făcut, te-ai însoțit cu oamenii aceștia, ai comis lucruri rele uitând de Dumnezeu și eu am tăcut, ți-ai închipuit că și eu sunt ca tine. Deci pentru o vreme Dumnezeu tace, îi lasă pe oameni. Tot așa zice în Psalmul 81, versetele 11 și 12. Dar poporul meu n-a ascultat glasul meu, adică legea Domnului, cuvântul care l-a rostit cândva. Israel nu m-a ascultat. Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimilor și a urmat sfaturile lor. Deci a fost o vreme, și în general așa se întâmplă, când Dumnezeu nu mai vorbește omului, nici el nu-i interesat, adică omul. Și Dumnezeu, potrivit libertății, permite omului și în schimb, sau în paralel cu aceasta, lucrurile îi merg normal, bine. Și neavând necaz, omul nu se prea autosesizează. Vom vedea când vom ajunge la Psalmul 73 lucrurile acestea mai pe larg, dar până una altă citesc doar din Fapte, capitolul 14, de la versetul 16, unde Apostolul Pavel vorbește neamurilor despre felul de a fi al lui Dumnezeu în condițiile lor de îndepărtare, de uitare de Dumnezeu. Fapte 14, versetul 16 și 17. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Evident, rele, nu bune. Măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Deci Dumnezeu nu era absent, nu că nu știa de ei, dar ei n-au sesizat nici prosperitatea, nici tăcerea lui Dumnezeu, ci și-au continuat pornirea lor vinovată. Dacă noi ne-am pornit spre rău, Dumnezeu, cel puțin pentru o vreme, tace, ce se întâmplă? Treptat se instalează uitarea totală de Dumnezeu, nu se mai practică virtuțile sacre și omul ajunge de poate pierde orice sensibilitate spirituală, adică nu-l mai mustră conștiința nici când face păcate mari. Nu se mai gândește să meargă la biserică nici măcar la zile speciale. Se împietrește total, ajunge într-o stare de insensibilitate totală. Să citim mai întâi din Psalmul lui Asaf, 78, versetul 11. Au dat uitării lucrările lui, adică nu mai vorbeau despre ele, nu se mai gândeau la ele, la acele minuni începând din Egipt și până în Canaan. Minunile lui pe care le arătase și în continuare sunt enumerate câteva. Astfel de oameni am auzit situații, unii au fost vindecați de boli de moarte și au uitat. Alții au fost ajutați într-un moment de necaz, spunea un om ajuns din nou pe patul morții. Zice el, când m-am răsturnat odată cu mașina în Mureș, i-am zis lui Dumnezeu, dacă mă scap, mă pocăiesc. Și acum bolnav și-a amintit. Dar tot nu vrea să întorc la Domnul și a zis, când cineva l-a luat mai de scurt, dar nu i-am spus când. Și a murit fără Dumnezeu. Deci oameni care uită nu doar ce a zis Dumnezeu și ce au zis ei, nu doar ce au auzit de la alții, și ce li s-a întâmplat lor. Despre asemenea stări să citim și în Efeseni, capitolul 4, unde este descris maximum de îndepărtare față de Domnul. Efeseni 4, de la versetul 17.
Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, deci într-o minte întunecată, înstrăinată de Dumnezeu, fără nicio dorință. Având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, deci nu poate pierde numai cine are. S-au dedat la desfrânare, înseamnă că n-au fost dintotdeauna așa. Și apoi săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Oameni care nu au niciun pardon, nici din cei din jurul lor, ajung ca și acel judecător care zicea de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mă rușinez și din nefericire, gândindu-ne la Europa noastră care are origine creștină, având în vedere ce oameni există în jurul nostru, chiar și în România după Revoluție, oamenii au uitat mai mult de Dumnezeu, datorită de străbălări, a pasiunilor pentru lume, a lăcomii, a nepracticării virtuților sfinte, a neparticipărilor la slujbele de la biserică. Și astfel omul ajunge ca un animal, aș putea spune. Dacă nu mai rău, că măcar animalele au regulile specifice fiecărei specii. M-am gândit la un bărbat pe care l-am cunoscut și în vremea când eram eu tânăr, era cel mai activ și zelos om din biserică. A fost bătut de cei de la securitate pentru transport de Biblii. Organiza evangelizări, nopți de veghe. Toate mi se păreau normale, frații l-au propus să fie ordinat. Totuși, unii mai bătrâni au avut lumină și au avut rețineri și nu au fost de acord. Și într-o zi am auzit că el a mers la o nuntă în lume. Nu ne-a venit a crede. Până când cineva ne-a arătat poza, el cu instrumentul în mână și cu paharul în cealaltă. Și am auzit zilele acestea care este starea lui. A uitat complet de Dumnezeu și de lucrurile sfinte, nu mai are efectiv nici rușine de oameni. S-a separat de familie, este un om amărât. Ți-ar fi fost greu să crezi, cum poate omul să ajungă, să uite, să nu-și mai amintească, să nu se trezească, exact cum am citit în Ieremia, capitolul 8. Nu se mai gândesc, nu se mai întorc înapoi. Toate astea s-au instalat treptat și acum poate este prea târziu să se mai poate face ceva pentru el, având în vedere cunoștința pe care a avut-o și, ce să mai spun, starea lui de împotrivire, astfel de oameni, cum scrie în Evrei 6, unii dintre ei nu mai pot fi aduși la pocăință. Atunci dacă omul se mai poate întoarce, slavă Domnului, voi aminti despre asta, dar unii ajung într-o stare deplorabilă. Să vedem acum ce se întâmplă când oamenii uită pe Dumnezeu, adică ce face Dumnezeu. Tace până la o vreme, dar când socotește el oportun, Dumnezeu are o vreme a sesizărilor și a mustrărilor. Pentru ca să nu fie vinovat față de nimeni și în bunătatea lui Dumnezeu oferă o șansă tuturora. Gândiți-vă că și David a fost lăsat în starea lui, dar a venit vremea când Natan l-a căutat și a avut un cuvânt din partea Domnului pentru el, a fost o mustrare. Să citim din Psalmul 50, să vedem cum lucrează Dumnezeu pentru astfel de oameni în asemenea situații. 50 de la versetul 3. Dumnezeul nostru vine și nu tace, numai o vreme tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. El strigă spre cerul sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Atunci cerul le vor vesti dreptatea lui. Căci Dumnezeu este cel ce judecă. Și tot de aici, versetul 7. Ascultă poporul meu și voi vorbi, ascultă Izraele și te voi înștiința, eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău și în continuare urmează mustrarea. Deci Dumnezeu a socotit, acum trebuie să-i mustru.
Iată și versetul 21. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că și eu sunt ca tine, dar te voi mustra la momentul potrivit și îți voi pune totul sub ochi. Și este un cuvânt interesant, vi-l voi citi din Amos. Când Dumnezeu vorbește, cine nu va proroci? Adică Dumnezeu se poate folosi de un proroc, de un predicator, de un străin, de un înger într-un vis, să-ți vorbească. Și nu cred că este vreun om care să fi înregistrat o stare de uitare de Dumnezeu, o îndepărtare de El și să nu-L fi strigat Dumnezeu vreodată pe nume. Să nu-i fi zis cum i-a zis lui Israel, întoarce-te înapoi, până când te tot duci în rătăcirea ta. Citim așadar din profetul Amos, capitolul 3, versetul 8. El dă o comparație, leu răcnește, cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește, cine nu va proroci? Și el însuși este un exemplu de om scos de Dumnezeu pentru a mustra poporul, deși nu era proroc, nu era preot. Iată ce zice el în capitolul 7, de la versetul 14. Amos a răspuns lui Amația, eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine de Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporul meu Israel. Du-te, spune-le în ce stare se află. Oare se vor trezi? Cunosc un caz al unei biserici despre care știam că este într-o stare de îndepărtare de Domnul. Datorită unor manifestări lumești, a unor slujbe de factură carismatică, excentrică, și un proroc al Domnului a visat într-o noapte că erau cei din biserică într-un vehicul destinat să circule pe șine, dar era acum pe câmp. Și toți în vehiculul acela se mișcau, cei din conducere în față, bucuroși. Prorocul i-a somat, vehiculul s-a oprit și a întrebat, unde vă duceți? La muntele casei Domnului. Și prorocul a revenit, întrebând, unde e muntele casei Domnului? Uite acolo! Și i-a arătat spre o ridicătură. Și a spus celor din conducere, acolo nu-i muntele casei Domnului. Ba da, veniți să vedeți. Acolo era craterul unui vulcan. Atunci s-au speriat. Și au întrebat, ce-i de făcut? Toți jos din vehicul, puneți mâna, îl puneți înapoi pe șine, înapoi până la un sângerator și acolo veți găsi indicatorul spre muntele casei Domnului. Și prorocul acela, după vis, a fost trimis în biserica aceea, acolo a mai avut încă un cuvânt din partea Domnului. Când li l-a spus, unii au plâns, alții au tăcut, nu știu exact ce s-a întâmplat, cazul nu-i chiar de mult întâmplat. Deci Dumnezeu sesizează, Domnul vorbește. O dată, de două ori, de trei ori, va lua omul seama, îl înștiințează. Ferice de aceea ce iau aminte. Dumnezeu vorbește în multe forme. Toate au scopul redeșteptării conștiinței noastre spirituale. Să-ți aduci aminte și să-ți dai seama că ai uitat. N-ai băgat de seamă și te-ai dus într-o parte. Citim din Psalmul 77, unde scrie de la versetul 3, despre fenomenul aducerea aminte. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem, mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. Tu îmi ții ploapele deschise și de mult ce mă frământ, nu pot vorbi. Ați înregistrat asemenea stări? Să fii așa de concentrat, de să nu mai ai chef de vorbe. Mă gândesc la zilele de mult, la ori de odinioară, mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc înăuntru inimii mele, îmi cade Duhul pe gânduri și zic, va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi El binevoitor? Astfel de meditații trebuie să avem și noi din când în când. Să vedem dacă nu cumva ne-am îndepărtat.
Iată și alte părți ale Scripturii cum ne vorbesc în privința aceasta, cartea Deuteronom, capitolul 32. Aici avem cântarea lui Moise, căci Dumnezeu știa ce va face poporul și tocmai de aceea i-a pus-o în vețe. Versetul 18. Ai părăsit stânca, cea care te-a născut, și ai uitat pe Dumnezeu care te-a întocmit. Și acum de la versetul 28. Ei sunt un neam care și-au pierdut bunul simț și nu-i pricepere în ei. Dacă ar fi fost înțelepți, ar înțelege și s-ar gândi la ce li se va întâmpla. Cum ar urmări unul singur o mie din ei și cum ar pune doi pe fugă 10.000, dacă nu i-ar fi vândut stânca, dacă nu i-ar fi vândut Domnul? Asta spunea cântarea. Oare nu o să-și dea seama, nu o să-și aducă aminte când o să ajungă în stări critice? Și mai citesc apoi din cartea Apocalipsa, unde avem profeții exact pentru vremea noastră. Capitolul 2, versetul 5, pentru biserica din Efes, o biserică de credincioși, cu multe fapte la activ, pasiuni spirituale, slujire pentru Domnul. Iată ce citim aici, de la versetul 4 chiar. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tine. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Deci, unii trebuie doar să revină la felul în care au fost ei înainte, alții trebuie să întrebe pe alții și să se întoarcă la Domnul. Alții numai la pocăința ce au avut-o cu un timp în urmă și la felul de slujire, de activitate sfântă. Sau tot aici, capitolul 3, versetul 3. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit? Ține și pocăiește-te. Și avertizarea. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Doamne, ajută-ne să ne aducem aminte. Și astfel să ne oprim dacă avem vreo deviere și să revenim la mijlocul cărării neprihănirii, la o stare aproape de Domnul și la o slujire curată. Că Domnul ne sesizează. Iată ce vă mai citesc din cartea lui Țefania, capitolul 3, pagina 905. Să vedeți de câte ori Domnul vorbește și așteaptă să avem o reacție bună. Citim de la versetul 1. Vai de cetatea îndărătnică și spurcat, vai de cetatea plină de asuprire. Ea nu ascultă de niciun glas, nu ține seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul său. Versetul 4. Prociii sunt ușurate și înșelători, preoții îi pângăresc lucrurile sfinte, calcă legea. Domnul este fără prihană în mijlocul ei, el nu face nicio nelegiuire, în fiecare dimineață scoate la lumină judecățile. Fără să înceteze vreodată, dar cine este nelegiuit nu știe de rușine, nu-și dă seama. După ce Domnul ne sesizează, urmează fie vremea pocăinței, fie vremea lepădării și a pedepsei. Dacă ne întoarcem, asta înseamnă pocăință. Ne aducem aminte de Domnul și ne apropiem de El. Dacă nu primim sesizările, urmează pedepse și în final lepădarea de la fața Domnului, adică închide Domnul ușa și pe acolo nu mai poți să intri la El. Însă bunul Dumnezeu oferă harul penitenței și a unei a doua șanse, însă de regulă ea este condiționată. Oferta Domnului are condițiile ei. Să citim mai întâi din Psalmul 76, versetul 11. Unde este un îndemn? Faceți juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le. Știți din istoria evreilor din Vechiul Testament că atunci când se depărtau de Domnul, imediat ziceau când vedeau că sunt la mare necaz atunci când se trezeau, numai acum să ne izbăvească Domnul și făgăduim că o să-i slujim și nu o să ne mai îndepărtăm de El, nu o să mai părăsim locașul sfânt. Și asta le spune, bun, faceți juruințe, dar împliniți-le, țineți-vă de ele.
toți cei ce îl înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat, adică să-și dovedească pocăința lor cu întreaga lor viață, slujire, dăruire. Și acum, iarăși, dintr-un alt psalm al lui Asaf, 81, de la versetul 13. O, de m-ar asculta poporul meu, o, de ar umbla Israel în căile mele. Dar acest o este o exclamație după ce Dumnezeu a văzut că n-au ascultat o vreme, deci e șansa unei noi șanse. Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor, mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor, cei ce urăsc pe Domnul ar lingușii și fericirea lui Israel de nu-i în veci. L-aș răni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă, ce promisiune, numai și numai să se întoarcă. Să citim și despre un caz concret, cartea 2 Cronici, capitolul 12, unde vom vedea că Domnul a dat șansa pocăinței, dar cu penalizările de rigoare. Cazul Roboam și Iuda. 2 Cronici 15, de la versetul 5. Atunci prorocul Șemaia s-a dus la Roboam și la căpetenii lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim, la apropierea lui Șișac, deci un atac din partea Egiptului, și le-a zis: așa vorbește Domnul, voi m-ați părăsit, vă părăsesc și eu și vă dau în mâinile lui Șișac. Căpetenii lui Israel și împăratul s-au smerit și au zis: Domnul este drept. Și când a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia: s-au smerit, nu-i voi nimici. Nu voi zăbovi să le vină în ajutor și mânia mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Șișac, dar îi vor fi supuși și vor ști ce înseamnă să îmi slujească mie sau să slujească împăraților altor țări. Acel împărat i-a prădat, a luat aur din casa Domnului, din visteriile împăratului, a luat scuturile de aur făcute de Solomon, mare pagubă, pentru că ei uitaseră pe Domnul și nu-i slujiseră așa cum se cuvine. Mai citesc și din Noul Testament, Evrei 12, pentru că unii cred că în vremea Harului Domnul nu mai dă pedepse. Ba da, la toți cei pe care îi primește, le aplică cât o nuia drept ajutor de pocăință. Evrei 12, de la versetul 5. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. E mare har să te primească Domnul chiar cu o nuia. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Cum să nu fim înțeleși greșit citind acest text? Dumnezeu nu ne bate doar așa că suntem copiii lui, ne bate când facem rele. Și pentru a nu ne tăia de pe lista lui, a rămâne copiii lui, ne pedepsește ca să ne facă părtași, cum scrie în versetele următoare, sfințeniei lui. Însă există situații când Dumnezeu ia decizii irevocabile de lepădare, când nu-i vorba numai de pedeapsă, când Dumnezeu nu mai primește înapoi, s-au dus prea departe, n-au ținut cont de mustrări, nu iau seama, expiră timpul de har și cei în cauză se pierd. Citim din Psalmul 50, ce zicea Asaf, versetul 22, din partea Domnului. Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu, și ați văzut că nu-i mare lucru să uiți, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape, asta e finalul stării, sau 82, de la versetul 5, vă rog să sesizați aici la ce oameni le vorbește Dumnezeu, ce statut și în ce stare pot să ajungă, 82, cu 5, unora despre care Domnul sunteți Dumnezei, dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic și umblă în întuneric. De aceea se clatină toate temeliile pământului. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii acelui preanalt, însă veți muri ca niște oameni.
vei scădea ca un domnitor orecare. De ce? Fiindcă așa cum am citit în versetul 5, nu vor să știe de nimic și nu pricep nimic. În asemenea stări, mai citesc și ceea ce scrie în Ieremia capitolul 15, nici mijlocirile nu-i mai scapă. Ieremia a fost un profet care a plâns mult și așa că apostolul Pavel a dorit mântuirea neamului său. Dar iată ce zice Domnul aici în capitolul 15. Domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, cei doi mari mijlocitori dinaintea lui, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta, izgonește-l dinaintea mea, ducă-se! Cu alte cuvinte, e pornit, l-am strigat, nu vrea, ducă-se. Și dacă îți vor zice unde să ne ducem, să le răspuns, așa vorbește Domnul, la moarte. Cei sortiți la moarte, la sabie sortiți săbiei, la foamete cei sortiți foamete, la robie cei sortiți robiei. Și Domnul spunea, Matei 25, că vă zice unora în final și pentru veci, duceți-vă de la mine. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Dar să ne păzească Domnul de prima stare de ispită, de uitarea ce se poate instala în viața omului. Așadar, spun în concluzie, fiecare om trebuie să fie atent. Că noi oamenii suntem slabi. Nimeni să nu se bizuie pe puterea lui și să creadă că nu-i probleme cu el, cum zicea Petru. Nu, ațipirea poate să se înregistreze la orice om, dacă nu este atent, pe fonduri diferite. De aceea această stare de ațipire, uitarea, trebuie contracarată prin stăruința în pasiuni sfinte. La școală, ca să nu uite copiii ceva, ce au de făcut? Au învățat lecțiile când s-au predat. Au răspuns la momentul potrivit, dar dacă la final dau examen, trebuie să le rea, să treacă din nou peste toată materia. Așa trebuie să facem și noi, să ne cercetăm, să restudiem Scriptura, să ne gândim dacă facem așa. Cercetați-vă pe voi și vă sfătuia apostolul. Iată ce scrie în Psalmul 73, în ideea aceasta, versetul 15 și 28. Ispita vine la oricare, dar iată ce zice Asaf. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, adică mă prinde ispita să fiu și eu ca ceilalți. Iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. Adică la oricare poate veni ispita să o lași cu rugăciunea, nu mai citești. Da, da, atunci trebuie să te gândești. Da, da, frații mei sunt la rugăciune. Dacă nu pot să mă duc la adunare, măcar acasă. Și ce-i mai frumos, versetul 28, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. În opoziție față de cei în versetul 27, căci iată ceea ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe cei ce sunt necredincioși, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Unii ori se compara pocăința cu mersul pe bicicletă. Dacă nu dai din pedale, nu mai ești pe bicicletă, ești pe jos. Deci trebuie tot timpul să fii activ, să ai o tendință să te apropii de Domnul, că există o forță centrifugă a ispitelor, a poftelor de a ne îndepărta de Domnul. De aceea zice și în Evrei capitolul 2, să ținem fără șovăire, ca nu cumva să fim îndepărtați de lucrurile acestea, ci tot timpul mai aproape de Domnul. Amin? Căci dacă omul își aduce aminte de Domnul, se poate apropia de el sau chiar dacă mai este îndepărtat, se poate întoarce, dar dacă omul nu ține cont de toate acestea, în final nu mai poate să fie salvat și este uitat de Dumnezeu. Cel ce uită pe Dumnezeu și nu-l aude când îl strigă, va fi uitat. Exact cum zice înțelepciunea în Proverbe 1, am tot strigat și n-ați luat aminte. Când veți fi în necaz, mă veți chema degeaba, că n-o să aud. Iată ce citim în Psalmul 78, de la versetul 34 și 35. Când îi lovea de moarte, ei îl căutau. Așa că e bună pedeapsa Domnului.
se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu. Își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeu cel atotputernic este izbăvitorul lor, când aveau necazuri. Apoi citim versetul 59. Dumnezeu a auzit și s-a mâniat că iară s-au îndepărtat de Domnul și a urgisit rău de tot pe Israel. A părăsit locuința lui din Shilo, cortul în care locuia între oameni. Și când pleacă Dumnezeu, rămâne omul fără el. Adică, vă rog să vă imaginați situația. Domnul era la templu, ei nu mai veneau la templu și Domnul a zis, dacă voi nu mai veniți, eu nu țin casa pentru mine, că eu am casă în cer, mă retrag acolo. Dar veți vedea voi ce se va întâmpla când rămâne singur, când o să aveți necaz, veniți la Ierusalim sau strigați spre casa aceasta și Domnul nu mai este acolo. De aceea scrie de la versetul 65, atunci Domnul s-a trezit ca unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin și a lovit pe potrivnicii lui care fugeau, acoperindu-i cu veșnică ocară, însă a lepădat cortul lui Iosif, n-a ales seminția lui Efraim, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului pe care îl iubește. Deci, dintre evrei, unii s-au întors, alții nu s-au mai întors. Domnul să se îndure de noi și să ne dea harul să-L avem proaspăt în inimă, dorința pentru Domnul să ne fie fierbinte, numele Lui să fie pe buzele noastre și să spunem din toată inima, vino Doamne Iisuse, te așteptăm, ești cu noi, ești al nostru, ne ești drag. Și dacă vedem oameni care au tendință să apuce cu alte lucruri, să ne rugăm Domnului, poate prin noi vrea să-i sesizeze, să se întoarcă și ei. Și peste noi și peste ceilalți, peste tot Israelul lui Dumnezeu, cum zice Pavel în Efeseni 6, să fie și să rămână îndurarea care vine de la Domnul. Amin.